Revenit în funcția de președinte al clubului de fotbal Foresta, Andrei Ciutac a declarat că obiectivul propus este salvarea de la retrogradare. Mai mult, Andrei Ciutac a declarat că echipa se bazează în continuare pe sprijinul antrenorului Florentin Petre și că s-au purtat deja discuții cu oameni de afaceri suceveni pentru a susține echipa de fotbal. Florentin Petre este profesionist, a înțeles că asta e situația, schimbări se petrec în cadrul oricărei echipe și nu cred că acesta ar fi un motiv ca el să-și dorească să plece. Noi am avut o discuție cu el, i-am spus că ne bazăm pe el în continuare, obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare în acest sezon și din vară ne vom așeza din nou la masă și vom vedea dacă putem sau nu să continuăm. Într-adevăr, nu va fi ușor, situația este una delicată, mai este foarte puțin timp până la finele campionatului și avem foarte, foarte mult de muncă. Vom încerca și vom depune toate diligențele și toate demersurile care se impun pentru a evita retrogradarea. Însă, după cum a spus și domnul Ciutac, în contextul în care eforturile nu vor fi suficiente, ne asumăm și ne dorim să continuăm acest proiect, chiar dacă, din nefericire, poate vom ajunge în Liga a treia și cu regret spun acest lucru. Conducerea echipei de fotbal Foresta Suceava a mai precizat că spectatorii sunt foarte importanți, drept urmare sunt așteptați în număr cât mai mare la stadion pentru a fi alături de fotbaliștii suceveni.